Bună, bine ai venit pe canalul meu de YouTube. În acest tutorial îți voi prezenta acest model de unghii tehnice, simplu de realizat. Eu sunt dascălul Ionela Ana și te invit să rămâi în continuare alături de mine pentru a vedea întreg tutorialul. Aplic o culoare de oșă semipermanentă care se numește Love Beat de la Mounli. O sucla lampă, după care aplic top coat mat de la Mounli. Iar după ce l-am uscat la lampă, încep și pictez modelul meu de unghii tehnice. Folosesc aici o ojă semipermanentă albastră, dar pentru că nu îmi place cum arată cu această pensulă nail art, încep și folosesc o altă pensulă și anume Nail Art 2 de la Noblesse Nails. Încerc să realizez spre extremități un degradat finuț. Culorile între ele nu le usuc. Aici folosesc un roșu frumos de la Baff. Verde de asemenea de la Baff. Rozul acesta este de la Mounli, însă l-am amestecat cu puțin gel clear pentru că este foarte, foarte pigmentat și este țipător și nu vreau să fie cea mai nebună culoare de pe tipsul meu. Iar galbenul tot de la Mounli. Am uscat tot tipsul meu, după care pictez cu Paint Gel Black de la Noblesse Nails. Șerpuiesc aceste liniuțe cât mai fine spre extremitățile tipsului. Draga mea urmăritoare, dacă dorești să primești sau să folosești codurile mele de reducere de la Mounli, Baff sau Noblesse, intră în descrierea acestui tutorial și vezi detaliile care trebuie să le îndeplinești atunci când plasezi o comandă. De asemenea, găsești detaliile și fixat în primul comentariu sub acest video. Polimerizez la lampă gelul negru. Acum folosesc Design Gel Champagne. Este un gel foarte, foarte pigmentat, cu foarte mult pigment auriu, ușor spre argintiu, șampanie. Este de la Noblesse și îmi place foarte mult. Draga mea urmăritoare, în curând apar noi surprize în legătură cu cursurile mele de manicură online, așa că pentru a vedea toate detaliile despre surprizele ce vor apărea în curând, intră pe Facebook-ul și Instagram-ul meu cu numele dascălui Ionela Ana și dă-mi o cerere de prietenie sau follow ca să poți vedea și tu noutățile. De asemenea, am noutăți și despre cursurile offline, adică cele din salon din Bistrița Năsăud. Te aștept în privat pentru mai multe detalii. Am aplicat și top coat lucios fără strat de dispersie de la Mounli și iată rezultatul, extra mega frumos. Draga mea, te aștept în privat, ai link-uri de la Facebook-ul și Instagram-ul meu în descrierea acestui tutorial sau în primul comentariu. Ai grijă de tine până data viitoare, pupici, ne vedem curând!